Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca săptămâna mare sau a Sfintelor Pătimiri să fie pentru noi prilej de reculegere, de reflexie, de meditație, de convertire și de întoarcerea noastră la Dumnezeu, ori către Dumnezeu. Deniile din aceste zile ale Sfintei Săptămâni Mari să fie pentru noi rugăciuni în care să ne aflăm, să ne găsim, ori să ne regăsim ca vorbind cu Dumnezeu, ca aflându-ne în convorbire și în dialog cu Dumnezeu. Iar Sfânta Înviere, Sfintele Paști, să învieze și sufletele noastre, cugetele noastre, mințile noastre, să ne facă pe noi cu adevărat fii ai învierii și odată cu învierea lui Hristos să învieze totul în noi, în jurul nostru, în preajma noastră, cu adevărat, deci totul să treacă de la moarte la viață, pentru că a înviat Hristos, biruitorul morții și stăpânul vieții. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca aceste sfinte sărbători, petrecute într-un context special, în timp de război, în preajma noastră, în apropierea noastră, să ne aducă nouă pace și totodată să aducă pace în lume, în preajma noastră, fraților noștri aflați acum în suferință și tuturor. Să ne aducă pace în viață, în suflete, în inimi, în cugete și mai ales în lumea aceasta. El, biruitorul morții, stăpânul vieții, este izvorul păcii și El, Iisus Hristos Domnul, să aducă, să țină și să întrețină în noi și între noi pacea de care avem cu toții atât de multă nevoie. Sărbători frumoase, sărbători binecuvântate, Hristos a înviat!